Bună seara, dragi prieteni, din nou împreună pe Accent TV Oltenia cu noi. Viața este mai frumoasă. De fiecare dată venim în fața dumneavoastră cu informații de maximă actualitate, cu talk show-uri interesante, care, zic eu, odată ce accesați la ceea ce se dezbate în studio, aveți o viziune mult mai predilectă, mult mai pronunțată asupra lucrurilor, dar de asemenea puteți asculta și muzică bună pe Radio Accent. De fiecare dată suntem alături de dumneavoastră și de doleanțele și dedicațiile pe care doriți să le faceți dumneavoastră pe Radio Accent. Intrăm rapid în dezbaterea din această seară pentru că avem multe de discutat și anume tăvălugul austerității e clar, se răstogolește peste noi, ați văzut ce se întâmplă în Parlamentul României, intră în dezbatere bugetul pentru anul 2021, vorbim aici de tăieri de sporuri, de înghețarea pensiilor și alocațiilor, vorbim de planuri de concediu care s-au dat peste cap pentru că discutăm de acele vouchere de vacanță care nu se mai acordă, mulți dintre cei care și-au planificat concediile, atenție, în România se bazau pe aceste vouchere de vacanță, tocmai am văzut declarațiile unor operatori de turism și au spus că în momentul în care vor tăia vouchere de vacanță, se încurajează turismul în străinătate, adică ați văzut unde pleacă în general românii, în Grecia, Turcia sau în destinații exotice. Dezbatem toate aceste subiecte, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social, cu dumneavoastră. Ne găsiți în mediul online, pe Facebook, acolo. Accent TV vă stă la dispoziție cu toate propunerile și cu toate sugestiile pe care doriți să le invitați către noi. De asemenea, în studio ne onorează cu prezența domnul Adrian Bușu, consilier județean Vâlcea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și colega mea, Madalina Ivan. Bună seara, colega mea. Bună seara, domnule Filip. Bună seara, domnule consilier Bușu. Bună seara, le spun și celor care ne urmăresc de acasă. Colega mea, am încredere în ea că va face de acum încolo emisiuni foarte frumoase și interesante pentru dumneavoastră. De asemenea, invitații cred că se ridică ca de fiecare dată la nivelul așteptărilor și încercăm prin aceste talk show-uri să promovăm ceea ce a mai rămas neau și ceea ce a mai rămas neatins din fibra noastră națională, dar pe de altă parte să nu uităm că și invazia asta cosmopolită care ne caracterizează de la o zi la alta ușor, ușor poate fi stăvilită în momentul în care noi ne vom găsi acel filon identitar. Așadar, să intrăm rapid în dezbatere în această seară, domnul Bușu, cum vedeți dumneavoastră acest tăvălug al austerității care s-a provălit peste noi, adică în campania electorală a curs lapte și miere, am votat ce am votat, deși Partidul Social Democrat, dacă stau bine și mă gândesc că a câștigat alegerile, și ulterior când s-a format guvernul, de fapt, din cornul ambudenței ne-am trezit puși la undeva la un colț așa pe coș de nucă și stăm cu capul plecat. În primul rând, ca să preiau ideea dumneavoastră, avem o alianță a austerității, o alianță care înțelege să dezvolte România tăind dreptul populației la consum. Eu cred că nu trebuie să ai studii economice avansate ca să adopți o linie economică care să-i permită unei națiuni dezvoltarea. În momentul în care vrei ca o țară să se dezvolte, faci investiții. În momentul în care aceste investiții dispar, este clar că tu condamni acea țară, acel popor, la sărăcie, la austeritate, le inoculezi ideea de a pleca din țară spre alte orizonturi unde să-și poate dezvolta liniștiți existența. Trebuie să vă spun că venind la emisiunea dumneavoastră și gândindu-mă la bugetul pe care guvernul domnului Câțu l-a propus Parlamentului spre dezbatere, am luat în calcul ceea ce Consiliul Financiar a spus acum 4 zile prin vocea domnului Daniel Dăianu și anume că scăderea deficitului cu 4 puncte procentuale pe care guvernul Cățu și l-a propus, mai precis de la 11,7 la 7,4 prin introducerea celor 4 puncte procentuale de scădere numai în bugetul de stat, este contraproductivă pentru economie. Și atenție, o spune o instituție care nu poate fi acuzată de simpatii de stânga. Consiliul Financiar întotdeauna a fost un critic fervent al politicilor economice în momentul în care guvernele erau alcătuite de Partidul Social Democrat. Practic, ce a vrut să spună Consiliul Financiar? A vrut să spună că în momentul în care faci niște reduceri bugetare pe programe sociale, în principal, ați văzut că cele mai vitregite sectoare sunt sectorul sanitar și sectorul de învățământ, ai o problemă cu capacitatea populației de a se acomoda cu aceste tăieri bugetare și mai mult decât atât, prăbușești consumul. Prăbușind consumul, automat reduci producția, pentru că degeaba produci dacă populația nu poate să asimileze produsele finite. Din acest considerent, sper din tot sufletul, deși având în vedere majoritatea parlamentară care susține acest guvern, este mai greu să cred că se vor putea aduce amendamente sănătoase la proiectul de buget, dar îmi exprim totuși speranța că bugetul în forma prezentată de formula guvernamentală va fi modificat
Vreau să dau exemplu. Cea mai expansivă economie mondială este vorba de economia chineză, care a performat prin creșterea consumului, atât la nivel intern, cât și prin exporturile pe care le-a făcut la nivelul mapamondului. Iar încurajarea consumului înseamnă în principal reglarea cererii și ofertei pe o piață liberă. De aceea îmi exprim speranța că parlamentarii, indiferent de culoarea politică, vor avea, să zic așa, coloana vertebrală, să impună guvernului o linie de conduită care să nu prăbușească economia României, care se resimte extraordinar de puternic după anul 2020, când această pandemie de COVID pur și simplu ne-a îngenunchiat din punct de vedere economic. Credeți că mai funcționează linia asta directoare din punct de vedere al democrației între guvern și parlament? Adică mai există un liant? Sau, din potrivă, sunt entități separate, așa, enclave care nu prea comunică unele cu altele decât atunci când trebuie să-și dea la geole? S-ar putea să aveți dreptate, deși eu sper din tot sufletul că puterile pe care Constituția le-a așezat în ordine, adică Parlamentul ca putere legislativă și Guvernul ca putere executivă, să conlucreze în interesul național. Poate vi se pare o formulă desuetă, însă atât timp cât depui jurământul cu mâna pe Constituție și pe Biblie că îți vei face datoria ca ales pentru țara ta, cred că trebuie să se găsească o formulă de compromis, în sensul nu de a impune guvernului poate niște cheltuieli exagerate sau o linie economică care nu poate fi susținută, dar nici să accepti cu capul plecat ca cele 4 puncte procentuale pe care guvernul vrea să le scadă din deficitul înregistrat de România în prezent, numai prin reducerea programelor sociale, nu este de acceptat. Colega mea, Madalina, te rog. Eu aș vrea să vă întreb tot din domeniul economic. Ce pot face micii antreprenori și salariați în această perioadă? Pentru că știm că cu toții au și facturi de plătit și rate la bancă. Să știți că este o întrebare dificilă și cred că răspunsul meu nu va mulțumi pe telespectator, ținând cont de poziția pe care eu am în momentul de față de simplu consilier județean. Antreprenorii, practic, ar trebui susținuți prin comenzi de stat. Aș vrea să-mi permite să vă dau un exemplu. În 1929, când s-a declanșat marea criză mondială, Statele Unite ale Americii au fost una din țările cele mai lovite de acest flagel. Președintele Franklin Delano Roosevelt a găsit o soluție de care a scos America din criză și mai mult decât atât i-a asigurat rolul de primă putere la nivel mondial. Comenzile de stat. Practic, America a construit secții de poliție, a construit școli și a construit drumuri. În momentul de față, întreprinderile mici și mijlocii pe care încă le mai avem, ar trebui sprijinite cu comenzi de stat. Sigur, nu ei vor putea să acceadă la comenzile de stat, fiind mici, dar ca antreprenori ar putea fi o soluție pentru a le permite să reziste și ulterior să-și dezvolte afacerile. Antreprenoriatul ăsta a devenit o piatră de temelie pentru cei care se mai încumetă să facă afaceri în România sau mai este cât de cât profitabil așa? Pentru că dacă stăm și ne uităm la produsul intern brut care ne-a fost prezentat, pare că în continuare curge lapte și mire. Dar în schimb, dacă stăm și vedem atent așa, ne uităm mai atent, vedem că este foarte mult cosmetizat. Adică vorbim de un deficit bugetar mult mai mare decât este cel prezentat în realitate. Dar nu se cosmetizează așa, îi mai pune niște botox la buget, așa, niște gene false și o perucă din asta, deja gata, ne-a sedus pe toți în spațiul public. Trebuie să plecăm de la premisa că acest buget se bazează pe o putere de acumulare a fondurilor la buget a ANAF-ului de 31%. Practic, în momentul de față trebuie să spun că guvernul Cățu își dovedește incapacitatea organizatorică. Prin antiteză vreau să vă spun că suntem cea mai slabă țară din Uniunea Europeană la strângerea, să zic așa, fondurilor pentru bugetul consolidat al statului. În momentul în care pleci cu acest handicap, în momentul în care nu ești în stare să organizezi activitatea fiscală astfel încât încasările la buget să crească fără să distrugi economia, practic tu nu ai nicio bază normală ce faci în următorul an. Faci așa de pe zi pe alta. E clar că bugetul consolidat al statului se va baza în continuare pe creșteri de taxe, pe reduceri de cheltuieli sociale și pe împrumuturi de pe piața internă sau externă de capital.
Apropo de modul acesta în care sunt gestionate circuitele financiare, atât de instituțiile statului, cât și de investitorii privați. Colega mea, Mădălina, vrea să vă adresez o întrebare legată de sectorul Horeca, pentru că sectorul ăsta Horeca a fost atât de mult afectat și atât de mult trântit la pământ, încât cred că nu mai există niciun fel de lumință de la capătul tunelului. Mădălina, te rog. Da, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre cei care au un restaurant, o terasă, ce provocări le așteaptă pe ei în 2021, având în vedere anul 2020, care a fost unul destul de greu. Sectorul Horeca aducea la bugetul consolidat al statului 7% din produsul intern brut. Asta spune foarte mult. Era sectorul care lucra foarte mult cu cash-uri, cu capital circulant. Pandemia a lovit foarte puternic acest sector și guvernele care s-au succedat, ale PNL-ului și ale USR-ului, nu au fost în stare să găsească măsuri compensatorii care să susțină activitatea acestui sector. Am rămas, sincer, stupefiat de măsura pe care guvernul Cîțu o adoptă de a nu mai elibera vouchere de vacanță și, așa cum spuneați dumneavoastră, să împingă românii să plece peste hotare în vacanță, ucigând cu bună știință peste 100.000 de locuri care se vor pierde. Dacă aș fi acum posesor de restaurant sau de hotel, m-aș gândi foarte serios dacă afacerea mai merită menținută sau nu cu o asemenea politică antinațională pe care o promovează actualul guvern. Sigur, este poate ușor să vorbești când ești în opoziție, însă reprezentanții Horeca au venit cu soluții pentru guvernanții noștri, au venit cu măsuri pe care le-au propus în ideea de a permite acestui sector nu să se dezvolte, ci să aibă o linie de supraviețuire. Din păcate, toate întâlnirile purtate între reprezentanții guvernului și reprezentanții Horeca au fost un dialog al surzilor. Iar noi ne vom resimți, pentru că nu toată populația din România are posibilitatea să plece în concedii peste graniță. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că mi-aș fi dorit ca slujbele part-time din timpul verii, unde sunt foarte mulți tineri care le accesează, să fie păstrate. De ce să nu lucreze tinerii în România și să se ducă picolo sau ospătari prin Grecia sau prin Bulgaria sau prin Turcia? Noi trebuie să gândim totul plecând de la interesul național, nu de la interesul altor țări pe care le facem cu conturi grase prin turiștii care se duc din România înspre acele țări. Și dacă mai vreți, încă un lucru pe care l-am mai spus într-o emisiune pe postul dumneavoastră. Noi avem o bază puternică de turism balneoclimateric. Județul Vâlcea are 2/3 din fondul național acordat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de Casa Națională de Pensii pentru turismul balnear. Dacă ar fi în stare guvernanții să dea bugetul la timp, adică la 31 decembrie anul curent, așa cum este stabilit în Constituție, iar licitațiile pentru biletele de tratament s-ar putea efectua în luna ianuarie, am avea 11 luni pe an asigurate fonduri pentru activitatea restaurantelor și hotelurilor din stațiunile balneoclimaterice. Acest lucru ar permite și dezvoltarea acestui segment și crearea de noi locuri de muncă. Dar uitați-vă, intrăm în luna martie, nu avem buget. Bugetul, așa cum discutam înaintea emisiunii, posibil să apară undeva în a treia perioadă a lunii martie, iar licitațiile se vor face pentru biletele de tratament undeva la sfârșitul aprilie, începutul lunii mai, astfel încât am pierdut deja 5 luni de zile, 5 luni în care sectorul Horeca nu produce nimic, statul nu încasează taxe și impozite de la acest sector, pe care vreau să vă spun încă o dată, aducea 7% la produsul intern brut al statului român. Domnul Boșu, stăteam și mă gândeam la ce spuneți dumneavoastră. Acum aveam și noi o mică băcănie, mă pregăteam acum să sun, aștept pauza de publicitate, să o vindem dracu, să ne scăpăm de ea, să nu mai ne încurce ea pe noi și noi pe aici, așa. Am colegul meu din regie, ne pregătim, ne luăm Bocceaua pe umăr și plecăm unde vedem cu ochii, nu știu, găsim noi de locuri pentru că sectorul ăsta, Horeca, e clar, nu mai putem trăi aici. Din păcate, nu sunt eu mama Omida, dar cred cu tărie 400 de mii sunt cei care depind de acest sector. Da, eu am vorbit numai de cei care sunt angrenați. Sigur, pe orizontală și pe verticală sunt alții care depind de acest sector. Credeți că cred că pauza de publicitate continua singură, nici noi să plecăm în Bocceaua și plecăm. Dar ce vă poate să... Da. Sigur, eu pun întrebările și eu și să răspund. Da. Nu, sincer să fiu... Ne-ați panicat, ne-ați indus panică, așa. Nu, efectiv eu discut pe cifre reale. Nu vreau să induc panică și vreau să arăt că mecanismele gândite de actualul guvern sunt tot
totalmente greșite. Acest sector nici măcar nu este luat în considerare. Și pentru mine este o mare și deplorabilă surpriză, pentru că efectiv dai cu piciorul la niște fonduri care s-ar putea intra în bugetul consolidat al statului în mod sigur. Ei vin cu un pretext, zic eu, din cel puțin ridicol, mi se pare. Adică, domne, banii care se învânt în sectorul ăsta horeca al evenimentelor. Când face românul nuntă, botez, aniversare, majorat, petrecere cu prietenii, de Crăciun, de anul nou, mă rog, putem să le spunem o grămadă, da? Domne, sunt bani nefiscalizați, sunt nepurtători de fiscalitate. Bun, haideți să presupunem că o anumită sumă se învârte la negru, pentru că economia, greștim foarte bine, nu poate fi stopată sub nicio formă în toate domeniile, numai în sectorul acesta al evenimentului și al horeca, da? Domne, dar după aceea se găsesc din nou fiscalizați, ăia se duc și cumpără vin, sucuri răcoritoare, prăjituri, alimente și așa mai departe, uleiuri, zahăr, plătesc salarii, da? Deci banii se regăsesc din nou economie. Păi, în momentul în care îmblocai sectorul ăsta, blochezi practic toate circuitele economice. Eu de-aia zic că e o dovadă ori de inconștiență, ori de rea credință, ori de nepricepere, nu știu cum dracu să-i spun în situația asta. Eu, sincer să fiu, nu vreau să fac aprecieri. Am o poziție prea mică ca să-mi permită să critic. Băi, nu ne uităm la buzunar. Stați că ne uităm la buzunar și acolo vedem. Sunăm pe cineva care lucrează în domeniu sau care are din proprie experiență, vedem și vedem. Sau soluția buzunară, e clar, blocate toate. Dar uitați-vă că românii, în fiecare weekend, umplu șoselele țării în dorința de a se putea duce undeva evadare, să se relaxeze. Da, să sigur, evadeze, da. Unde evadăm? În restaurante închise, în hoteluri închise, în lipsa unui loc în care să te simți liniștit și să te reconfortezi. Chestiunea asta ar trebui să dea de gândit parlamentarilor care de mâine intră în discuția bugetului și cred că la nivelul primului ministru, culmea care este chiar din orașul nostru și ar fi trebuit să fie obișnuit cu sectorul ăsta Horeca, că Vâlcea întotdeauna a avut tradiție în acest sector. Poate, cine știe, își mai revin și se regândesc politica în ceea ce privește acest sector deosebit de important, spun eu, pentru economia națională. Dumneavoastră vorbiți acum din punct de vedere al lobby-ului diplomatic în calitate de reprezentant al județului Vâlcea sau din punct de vedere al gândirii umaniste care ar trebui să trimită la conștiința actualului prim-ministru care are totuși o bârșie în județul Vâlcea? Cred că prima. Diplomația. Deci, nu mai, deci omul e fără conștiință, adică nu mai vreți legat de județul Vâlcea. Să nu vă supărați. S-au tăiat orice legături între județul Vâlcea și... În ultimii 31 de ani Vâlcea a mai dat niște oameni care au condus această țară, un prim-ministru, mă rog, la nivel de ministere și... Când am avut prim-ministru din județul nostru, credeți-mă, am dus-o tare înghesuit ca județ, din punct de vedere economic. Păi ce m-a înghesuit, domnul Bușa, atât de tare? Pentru că se prezumă că ar trebui să țină cu locurile de baștină, însă n-a fost așa. Domnule, dar aveți aici, vecin cu dumneavoastră aici, la Vâlcea, e Sibiu, domnule președintele Claus Iohannis. În locul și dumneavoastră când trece, bă, șefule, să trăiască, nu știu, familia noastră, tot ce are dumneavoastră la Cotroceni acolo, da, ajută-ne și pe noi aici, că suntem vecini, suntem gard în gard, dacă ne uităm un pic peste munți, așa vedem la matale în curte. Să știți că un om care pleacă la schi după ce cu o zi înainte ard vreo 20 de români într-un spital, nu poate fi oprit, că nu reușește să oprească coloana oficial. Și cred că v-am răspuns. Da. Madalina, te rog. Da. Cum evaluați dumneavoastră prestația guvernului și a miniștrilor săi? O, întrebare grea. Asta e cu bile portocalii, să dăm roșii, galbene. Ia. Să știți că până în momentul de față, guvernul a arătat doar câteva lucruri. O bătaie infernală pe posturile de secretar de stat, o împărțire a unui minister, mă refer la Ministerul Economiei, în două, pentru că nu reușeau să satisfacă clientela de partid. Este incredibil ce se întâmplă cu Ministerul Economiei, a apărut Ministerul Energiei, oamenii PNL-ului care erau secretari de stat în Ministerul Energiei au trebuit să-și dea demisia și noi la Vâlcea l-avem pe domnul Ioniță, care era o capacitate și este o capacitate din punct de vedere al pregătirii profesionale, a trebuit să-și dea demisia pentru că postul dânsului a fost cedat USR-ului. Trebuie să vă spun că sunt doi miniștri pe care, sincer, mi-aș dori să nu-i mai văd. Mă refer la cel de la sănătate și la cel de la învățământ, pentru că gestionează nu greșit, gestionează dezastros sectoarele pe care le coordonează. Singurul care cred eu că merită respect pentru ceea ce face este ministrul de externe, pentru că în materie de diplomație încă reușește să țină cât de cât așa o cotă de atenție pentru diplomația românescă. Dar în rest, dați-mi voie să vă spun că sunt lamentabili. Pe o notă așa, după o scară de 1 la 10, cam ce notă le-ați dat celor doi care
sunt în disgrația dumneavoastră, dar și celorlalți care mai se acest guvern nu poate primi nota de trecere. Deci din două motive. Corigenți. O dată pentru bugetul pe care l-au gândit și doi pentru ideea economică pe care vor să o promoveze. Pentru mine n-am uitat ce a însemnat CDR-ul în 96-2000, când au fost niște tăieri bugetare incredibile, când am devalizat Valea Jiului și am închis aproape exploatările de huilă de acolo ca să putem importa huilă din altă parte. Uitați-vă că acum se întâmplă exact același lucru cu ce a mai rămas din exploatarea de huilă de pe Valea Jiului, un dispreț total față de realitățile economice din România și o aplecare numai la interesele unor grupuri economice care se bat pentru supranația în România. Apropo de ce spuse de dumneavoastră, să știți că atunci era acel program RICOP, reconversie profesională, câțiva băieți deștepți au luat, zici, dacă nu 100 de milioane de euro, au plecat, Valea Jiului a rămas la fel în paragină, a fost iar programul acela de închidere și conservare a minelor, dacă mai amintesc eu bine, la fel, s-au luat câteva 100 de milioane de euro, au făcut băieții praf, au plecat, ce mai probabil, dacă stăm și ne uităm și facem o extrapolare, ușor, ușor, Valea Jiului se îndreaptă în aceeași direcție, datorită nepăsării și indiferenței celor care ne conduc în momentul de față. Teoretic avem din cei 80 de miliarde prin fondul acela de reziliență, câteva miliarde la dispoziție pentru a face o tranziție ușoară către o altă zonă profesională. Eu mă îndoiesc că se va întâmpla lucrul acesta dacă privim prin lentila trecutului, s-au consumat resurse uriașe de bani, dar nu s-a făcut nimic pentru vieții oameni din acea zonă. Haideți să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, ne spun colegii mei din regie, după care revenim la situația asta dezastroasă, care prin intermediul unor fonduri de ordin ustărilor de milioane sau miliardelor de euro ajung în buzunarele unor băieți deștepți, iar societățile care ar trebui să beneficieze de toate aceste merite sunt văduvite de orice resursă financiară. Publicitate și revenim. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Bijuteria Dubai Gold. Cadourile inegalabile de care s-ar bucura toți cei dragi. Eleganța, rafinamentul și originalitatea sunt elementele ce stau la baza fiecărui model de inelte Loconna. Coliere și lănțișoare, inele din aur, pandantive, cercei din aur, parfumuri de lux, mărțișoare de argint. Bijuteria Dubai Gold. Cadoul perfect pentru persoana specială din viața ta. Ne găsiți în Târgu Jiu, lângă Biserica de la Parâng. Telefon 0786-261-665. Bijuteria Dubai Gold.
Poate că timpul trece, dar unele lucruri rămân mereu neschimbate. Stihl, proiectat să dureze. Profită de oferta Stihl. Acum ai motofereastrăul MS-180 la prețul recomandat de 990 de lei. Pentru oferta completă, planuri pentru vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino acum în magazinele Eurosport, în Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter, complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253-213-406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Salon Tami oferă servicii complete de epilare laser, dermopigmentare, manicură și pedicură, make-up, coafură cosmetică, cu produse profesionale, calitate superioară, prețuri accesibile. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Prelungirea Anei Pătescu, numărul 213, după stația radio, lângă minimarket Tami și la numărul de telefon 0760 80 9797. Salon Tami. Arăți bine, te simți bine! Pensiunea Casa Gorjenească. Situată la 5 km de centrul orașului Târgu Jiu, într-o zonă liniștită în Iezureni, pensiunea Casa Gorjenească pune la dispoziția oaspeților 14 camere, internet wireless gratuit și o parcare privată. Prețul cazării începe de la 70 de lei. Mai multe detalii la telefoanele 0761 129 396 sau 0760 852 251. Pensiunea Casa Gorjenească. Dezvoltare durabilă pentru comunități locale mai verzi în zona Dunării. Este proiectul menit să dezvolte și să încurajeze utilizarea de noi soluții ecologice, de creșterea eficienței energetice și a consumului de energie regenerabilă în orașele Cladovo și Drobeta Turnu Severin. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și statele partenere în cadrul programului Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorașe auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Da, dragi prieteni, am revenit la dezbaterea noastră din această seară alături de invitatul nostru, consilierul județean Vâlcea, Adrian Bușu, colega mea, Ivan Madalina, și înainte de pauza de publicitate, tăceam în revistă un subiect destul de sensibil, și anume modul în care statul gestionează acest registru al cheltuielilor, ce bani mai există în vistieria statului, pe ce se scontează produsul intern brut în anul 2021 și care sunt segmentele economico-sociale care sunt văduvite de toate sursele financiare. Vorbim aici de categoriile cele mai vulnerabile, respectiv pensionarii care au rămas cu pensiile înghețate și tinerii care, pe lângă faptul că li s-a anulat gratuitatea pe transportul feroviar, au dat de o altă belea, și anume înghețarea locațiilor. Deci a curs lapte și miere, din nefericire, în momentul de față ne-am trezit doar cu mare de fiere. Uitați cum vin rimele, așa mă simt inspirat în această seară, probabil din cauza austerității aceasta, că dacă nu avem nimic în buzunare, măcar poet să fim. Domnul Bușu. Da, poetul, păi, mă rog, poetica a fost la poporul român dintotdeauna, însă mă gândeam atunci când vă ascultam la ideea cu înghețarea locațiilor.
Știți că onorabile noștri guvernanți și-au fixat și o cotă de creștere a natalității în România. Aș vrea să văd și eu cum reușesc să crească natalitatea când plafonează alocațiile pentru copii. Cum cred că se poate face un act educațional de calitate atunci când blochezi salariile cadrelor didactice. Cum crezi că poți să ai o țară sănătoasă atunci când scazi cheltuielile pentru sănătate? Practic este noaptea minții, dacă îmi permiteți această exprimare, deși este extrem de dură, ca să vezi cum propriul tău guvern vine în față să te prostească, să spună că asta este calea corectă și taie în principal fonduri de la sănătate și învățământ. Practic, noi suntem în pericol să mai avem un viitor, pentru că trecutul l-am văzut, prezentul îl vedem și îl simțim, dar se pare că viitorul va fi mai trist decât ceea ce trăim noi acum. Știți, și nu înțeleg eu vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, adică cum dracu se întâmplă până acum aveam o hârtie de 100 de lei în buzunar, da, vorbim de un exemplu, vine guvernul, ți-o ia pe aia de 100 și îți dă una de 50 de lei, zice, n-am că e spre binele tău. Eu nu înțeleg asta, adică, bă, de ce mi-ai luat 100 aia din buzunar, da, și dai una de 50 de lei și mai văd și minți că e spre binele meu. Deci, știți, aș vrea să-mi permiteți un scurt expozeu. Aș vrea să plecăm de la esența acestor discuții, produsul intern brut. Pe formula de calcul a produsului intern brut ca indicator macroeconomic avem consumul care e de stat și privat, plus investiții, plus exporturi, din care scădem importurile. Ce face guvernul în momentul de față? Ia 4 puncte procentuale din consum, le scoate, deci prăbușește consumul. Este clar că prăbușim consumul numai investiții. Nemai având investiții, scad și exporturile. În schimb, importurile rămân la o cotă ridicată. În momentul de față, cu 34% este mai mare balanța comercială la importuri decât aceeași perioadă din anul 2020. Atenție, deci suntem într-o situație în care importăm din ce în ce mai mult și exportăm din ce în ce mai puțin. Și tot așa mai puțin avem investiții. Ori, încă o dată fac apel la cei care ne privesc. Nu trebuie să avem toți studii universitare economice ca să înțelegem un adevăr crunt. Prăbușind consumul, prăbușim producția, prăbușim exportul, prăbușim investițiile și stăm cu mâna întinsă la creditorii internaționali pentru a avea bani să ne plătim salariile și pensiile părinților noștri care în momentul de față sunt pensionari. Dumneavoastră ați atins un punct sensibil și anume deficitul balanței comerciale. În termeni tehnici e destul de plictisitor dacă le-am prezentat un expozeu telespectatorilor, dar cert este că ruperea aceasta, dezechilibrul acesta între importuri și exporturi ne afectează pe toți. De ce guvernul, care are toate instituțiile necesare și toate măsurile posibile de a face lobby la nivel intern și la nivel extern, stă și doarme ca grivei pe coadă și nu se activează nici măcar la nivel minimalist pentru a întreprinde ceva în acest sens. Doar se mulțumește să constate indicatorii statistici și la revedere, asta este, vă mulțumim pentru participare. Păi dați-mi voi că m-ați întrebat în prima parte a emisiunii ce notă de dau la guvernanți. Păi haideți să luăm pe ministrul Năsui de la economie, da? Păi dânsul a tăiat fondurile necesare promovării economiei românești. Practic, noi nu mai participăm la târguri internaționale. Practic, nu mai arătăm partenerilor externi ceea ce putem noi să producem în România. Pentru că nu vrea domnul ministru. A considerat dânsul că este bine să taie. Păi un asemenea om merită să fie ministeriabil în România? Da, în opinia o alianță de guvernare, da. Păi această alianță de guvernare a fost votată de români. În momentul de față, românii vor avea exact aceea politică pe care și-au dorit-o. Și chiar aș vrea să văd pe acești susținători, mai ales de la USR Plus, care erau extrem de înverșunați și acum au început să vorbesc doar cu jumătate de glas. Probabil că în următoarea lună și vor pierde și cealaltă jumătate. Sunteți malițios la adresa celor de la putere. Da, nu știu dacă merită neapărat atât de multe critici, dar cert este că au dezamăgit destul de mult. Colega mea, Mădălina, te rog. Cum credeți dumneavoastră că se va desfășura în perioada următoare relația politică sau relațiile politice dintre PSD și PNL? Mi-am întrebat din asta. Știți, este o întrebare la care ar trebui să răspundă președinții celor două partide. Noi cei din teritoriu nu putem să stabilim o linie directoare în ceea ce privește relațiile între cele două partide. Eu pot să vă spun însă că la nivelul Consiliului Județean, unde eu sunt consilier, avem o colaborare destul de bună cu reprezentanții Partidului Național Liberal, în sensul că
Dânsii, chiar dacă uneori au amendamente la proiectele inițiate de domnul președinte Constantin Rădulescu, înțeleg până la urmă importanța acestor proiecte și de foarte multe ori le-au și susținut. Sunt și momente în care votează împotrivă sau se abțin, dar relația este o relație de lucru, nu este o relație de boicot, așa, numai de dragul de a face boicot pentru cei care sunt la putere. La Vâlcea suntem noi la putere, la nivel național sunt domniile lor. Sper din tot sufletul ca cele două partide să aibă o conlucrare în limitele prevăzute de legea de Constituție, în principal, și să dăm dovadă că populația nu s-a înșelat atunci când ne-a trimis pe posturile pe care suntem în prezent. Dumneavoastră ați folosit o sintagmă oarecum pretențioasă, și anume să colaboreze în limitele prevăzute de Constituție. De acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră în privința colaborării pe care o aveți în structura Consiliului Județean Vâlcea, dar dacă ne uităm la vecinii dumneavoastră, respectiv la municipiul Râmnicu Vâlcea, ce acolo mi se pare un cil, mi se pare că s-a mutat cel cu globus acolo. Deci mi se pare oarecum discrepanță, o ruptură între ce se întâmplă în Consiliul Județean Vâlcea, da? Și ce se întâmplă în municipiul Râmnicu Vâlcea. Mai un pic acolo să aibă numere de echilibristică, îi se prezinte, nu știu, maimuțe care recită poezii și cam asta ar fi, dacă o complet ar putea să vede chiar bilete. Din păcate nu pot să vă contest afirmațiile, nu vreau să le comentez, sunt colegii noștri care ar trebui să aibă grijă de cel mai mare buget al județului. De ce se face haiducia asta acolo, spre deosebire de alte părți? Pentru că sunt niște orgolii prost înțelese și s-a mers pe o singură idee, aceea de a bloca orice inițiativă venită de la primarul municipiului. Primar care a fost ales democratic de către vâlceni. Eu speram din tot sufletul ca majoritatea din Consiliul Municipal să dea dovadă de înțelepciune și să ia acele proiecte care sunt bune, sunt fezabile pentru municipiu și pe care primarul le propune și să le blocheze pentru o discuție mai amănunțită pe cele care, în opinia domnilor lor, nu sunt extrem de fezabile. Însă, din noiembrie până în prezent n-am văzut decât blocaj. Nu am văzut o selecție așa cum încerc eu să explic telespectatorilor. Lucru care, într-adevăr, este dăunător bunului mers al activității municipiului Râmnicu Vâlcea. Sper din tot sufletul că această opoziție de dragul opoziției și această boicotare de dragul boicotării să dispară și, așa cum am spus, și să ia și exemplul nostru la Consiliul Județean, să se susțină acele proiecte care sunt perfect fezabile și să se discute cele care mai pot fi îmbunătățite. Mie îmi place ce se întâmplă acolo, să știți că este o sursă de divertisment pentru mine. Am încetat să mai mă uit la Cascadorii Râsului și privesc cu un maxim deliciu, ca să spun așa, la ce se întâmplă acolo. Eu cred că dacă ar fi unele scenarii și unele regii făcute pe marginea ceea ce se întâmplă acolo, sunt fer convins că va deveni un centru de divertisment regional, cel puțin. Să nu mergem chiar atât de departe, că o să vă ceară drepturi de autor. Eu aș cere niște fonduri europene pe ce aș putea dezvolta acolo. Dar acum facem haz de necaz. Într-adevăr, este trist ceea ce se întâmplă în municipiul Râmnicu Vâlcea. Sperăm că se va debloca această situație. Sperăm că orgolele politice vor fi lăsate la o parte și în același timp vorbim de ceea ce a spus și invitatul nostru din această seară, de o conștiință a democrației și o conștiință a bunei funcționări în ceea ce privește modul în care se cheltuiesc acei bani și sursele care pot fi atrase ca și finanțare pentru proiectele necesare din municipiul Râmnicu Vâlcea. Vreau să vă întreb, domnul Buș, înainte de a trece la următorul subiect, care credeți dumneavoastră că va fi parcursul pe acest an în structura Consiliului Municipal din Râmnicu Vâlcea? Vor ajunge la un consens actanții politici de acolo sau, din potrivă, vor prelungi starea asta de, nu știu cum să-i spun, agonie, divertisment, nu știu, nu găsesc un termen, adică să descrie exact ce aș vrea să spun acolo. Eu sper să fie, mă rog, să primeze interesul municipiului și să se înțeleagă. Dacă vor continua cu această politică de respingere totală, cred că până la urmă justiția va ajunge să interfereze activitatea Consiliului Municipal, pentru că e clar că la un moment dat una din părți va cere arbitrajul justiției, pentru că nu se va putea merge la nesfârșit pe această idee de încăierare, de cuvinte jignitoare, de atitudini care mai... Faci fac plan flet, așa, haide să le spunem, da, că nu sunt cuvinte, dar mai trebuie să vină și mascații în Consiliul Municipal, pentru că ar fi complet, da, colega mea Madalina. Că tot am vorbit despre Râmnicu Vâlcea, aș vrea să vă întreb și eu ce lobby credeți că ar trebui făcut la nivel guvernamental pentru a atrage investitori în orașul nostru. Bani pentru Râmnicu Vâlcea, auziți, da.
pentru ca un investitor să vină și aici îl creditez pe colegul nostru care vrea să își găsească o altă activitate. Și da, gata, suntem pregătiți. Și eu și colegul din regie, gata, suntem pregătiți deja. Primul lucru care trebuie să-l vadă un investitor este o deschidere a căilor de comunicație. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în momentul de față, nu este atractiv pentru niciun investitor datorită greutății cu care se ajunge. Gândiți-vă că pe noi ne leagă de capitală DN7, de Sibiu se continuă, e cel mai aglomerat drum din, de pe teritoriul României. Calea ferată Vâlcea-Vâlcele este un proiect prea îndelungat ca să mai sperăm că se va produce, deși ar fi fost cea mai bună soluție pentru dezvoltarea municipiului nostru. Iar celebra autostradă pe care toate guvernele și-au dorit să o realizeze, dar nimeni n-a și făcut-o, mă refer la Pitești-Sibiu, nu trece decât pe la vreo 40 de kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea. Deci, în momentul de față, municipiul Râmnicu Vâlcea nu poate fi atractiv pentru un investitor care are nevoie să-și aducă materia primă în municipiu, aici să o prelucreze și să plece cu produsul finit la vânzare. Gândiți-vă ce presiuni a făcut firma din Craiova, producătoare de automobile, nu-i dau numele ca să nu fim acuzați. Că nu e nicio fără problemă. De e vorba de Ford, pentru realizarea drumului de mare viteză între Craiova și Pitești, pentru a se lega la autostrada A1 în ideea de a primi materii prime și de a trimite la export produsul finit. În momentul în care municipiul Râmnicu Vâlcea va avea o cale de acces care să-i permită un flux de materii prime și de produse finite care să circule fără să se stea pe cozi kilometrice, fără să faci un consum de energie sporit pentru că se circulă la o viteză de mel fie pe cale ferată, fie pe cale auto, vom fi, să știți, un municipiu atrăgător, mai ales că poziția geografică ne recomandă fiind chiar aproape de centrul țării. Apropo, dumneavoastră a soluniat în privința lobby-ului de investiții deficitul infrastructurii rutiere, da? Pe de altă parte, nu se poate construi un marketing în jurul principalelor valori pe care le aveți dumneavoastră de exploatat aici, fie că e vorba de Stalba, de stațiuni reprezentată de Băile Olănești, Călimănești, Căciulata, Cozia și așa mai departe, fie că e vorba de potențialul agral din sudul județului, fie că e vorba de forța de muncă care este relativ ieftină dacă ne uităm la vecinii noastre de la Sibiu și așa mai departe, din Transilvaniei. Adică, dacă ar exista un marketing bine țintit, eu zic că poate ar fi o șansă de supraviețuire, lăsând la o parte deficitul acesta al infrastructurii rutiere. Cred că nu țineți cont de un lucru. Județul Vâlcea este pe locul 3 pe țară la exportul forței de muncă calificată în străinătate. Da, Oltenia din păcate, din păcate avem localități rurale cu peste 1000 de oameni plecați la muncă în străinătate. Ori chestiunea asta este, dacă vreți, una din cele mai îngrozitoare perspective pentru județul nostru. Păi guvernanții spuneau că ne aduc oamenii din care sunt în străinătate acasă. Bun, ca să-i aducem trebuie să le oferim ceva să lucreze, să se poată întreține. Ca să poată să se întrețină, trebuie să ai, încă o dată vă spun, o infrastructură rutieră sau de cale ferată bine pusă la punct, să ai infrastructură cu apă și canalizare rezolvată, da? Să ai selecția deșeurilor, să poată lumea să nu trăiască printre mormane de gunoaie, astfel încât să le oferi celor care se întorc din străinătate valori de trai compatibile cu ceea ce ei au găsit acolo. Să știți că județul Vâlcea face eforturi deosebite prin Consiliul Județean să terminăm aceste investiții de apă și canalizare și să rezolvăm problema selectării gunoaielor. Cred că în momentul de față, pe regiunea Olteniei, suntem cel mai avansat județ în materie de selectare a gunoaielor. Dar și noi înregistrăm, timpii de întârziere și sper din tot sufletul că la sfârșitul acestui mandat, în 2024, să putem spune că județul Vâlcea și-a rezolvat aproape 3/4 din căile rutiere care aparțin Consiliului Județean și suntem înaintați cu selectarea gunoaielor, iar în ceea ce privește apa și canalizarea, să ne apropiem de 90% lucrări finalizate și funcționale pe teritoriul județului Vâlcea. Deci concluzia, în mod succint, ce a spus dumneavoastră, fraților, nu avem șușele, nu vin banii. Adică este clar.
La nivel județean se investește în șușele, să spunem așa. În mandatul acesta, știu că în mandatul precedent, 2016-2020, s-au modernizat o treime din drumurile județului Vâlcea. În mandatul acesta am înțeles că se duc undeva peste două treimi, da? E clar, infrastructura județeană rutieră este pusă la, la punct. Apropo de lucrurile acestea, să știți că mai rămân șușelele astea la nivel național și șușelele de mare viteză care ar trebui puse la punct ca să vină și banii în râmnicul Vâlcea și în județul Vâlcea. Și în ultimul rând, calea ferată. Din păcate, master planul de transporturi al României, calea ferată Vâlcea-Vâlcele, apare în orizontul 2026. Ori dacă și se tot duce, da. Se tot duce, dacă ne tot uităm, se îndepărtează. Da, ori, dați-mi voie să vă spun, transportul pe calea ferată e cel mai ieftin. Iar dacă noi nu o să înțelegem acest lucru, ne va costa. Eu v-aș contrazice aici, subscriu cu unul dintre consilierii PNL de la municipiul Unicu Vâlcea, transportul pe apă, adică dacă faceți o delta aici pe la Olănești, vine vaporul așa, urcă de pe Dunăre, urcă pe Olănești. Un vapor cu zbat. Așa, faceți transportul pe apă, e mai ieftin, mai ușor, aveți și delta aici, eu zic că ar fi tare vreo minunăție. Mai facem și haz de necaz, colega mea Mădălina vine cu altă întrebare spre dumneavoastră, sper că sunteți pregătit, vă te rog, Mădălina. Eu aș vrea să vorbim și despre platforma Olchim și aș vrea să vă întreb ce ar trebui făcut pentru promovarea și dezvoltarea ei la adevărata ei valoare. Aici să știți că nu-mi permit să intru în acest subiect pentru că platforma este în momentul de față în totalitate privată. Olchimul nu mai este o unitate cu capital majoritar de stat, ci este cu capital integral privat. A fost cumpărat o parte din Olchim de King Complex Borzești și mă bucur că am reușit în calitate de consilier județean în etapa 2012-2016 să ținem Olchimul deschis. Chiar dacă din cele 9 secții nu merg în momentul de față decât 5. Problema este cu uzina de sodă care aparține unei firme poloneze și care în momentul de față este închisă, dar investitorii polonezi încearcă să-și construiască în momentul de față o centrală de cogenerare pe gaz metan, care să le permită obținerea de curent electric și abur tehnologic ca să repornească fluxul tehnologic. În rest, platforma, toate unitățile care mai există pe platformă sunt capital integral privat. Ceea ce putem noi ca autorități să facem pentru domniile lor, exact ce discutam subiectul anterior, să reușim să le punem la dispoziție o rețea de infrastructură rutieră corespunzătoare necesităților mileniului 3, și de asemenea să colaborăm pentru formarea forței de muncă calificată. S-a plecat pe un proiect cu învățământul dual, care deocamdată este la stadiu incipient. Sper să avanseze astfel încât unitățile industriale de pe platforma chimică și nu numai ele, și din restul județului să aibă forță calificată aici la nivel local, să nu fie nevoită să importe din țară sau din afara țării. Referitor la ce a spus dumneavoastră, la platforma Olchim deducem că azi o vedem și noi, adică e foarte firavă așa și se profilează din ce în ce niște contururi din ce în ce mai anemice la orizont, iar USG-ul, platforma USG-ul, ăștia dau cât pot la vâsle acolo, dar s-ar putea să nu ajungă la linia de finish pentru că se puizează forțele înainte de finish. Nu, să știți, aici nu vă contrazic. Chim Complex Borzeștiu a fost ajutat de pandemie. Nu vorbeam de ce, nu vorbeam de modul în care poate fi un fel de parc industrial amplasat acolo. Nu, deci atenție, când vorbim de investiții private, statul nu se mai bagă decât strict pe ce este abilitat. Categoric, da. Bun. Eu salut inițiativa Shaking Complexului de a se dezvolta. Am văzut planul de dezvoltare pentru unitatea industrială de aici și planul de realizare a centralei de cogenerare pe care investitorii polonezi, să știți, au obținut avizul de mediu, ceea ce le permite în momentul de față să acceseze fonduri europene, să apuce de construcție. Ori lucrul ăsta este ok. Iar în ceea ce ne privește pe noi, Consiliul Județean, în luna iunie, CET-ul sper din tot sufletul să iasă din starea de insolvență și să putem să continuăm lucrările de modernizare. În momentul de față, în luna ianuarie, președintele Constantin Rădulescu a semnat a treia etapă a masterplanului de modernizare a CET Govora. E vorba de 17 milioane de euro pentru schimbarea rețelei principale și secundare care transportă apa caldă menajeră către municipiul Râmnicu Vâlcea. Iar în luna iunie, când va fi întrunirea creditorilor CET Govora, sper din tot sufletul ca planul de reechilibrare financiară să fi dat roade și astfel noi să ne reprimim unitatea, că noi suntem acționarii principali și
unici, e vorba de Consiliul Județean, și să furnizăm platformei chimice atât curentul electric necesar, cât și aburul tehnologic. Deci vorbim, simplificând tematica din această seară, de bani, bani, bani pe toate palierele. Am ajuns aproape la final, vă rog o concluzie a dezbaterii noastre și un mesaj pentru telespectatorii care ne-au urmărit în această seară. Sper din tot sufletul ca discuțiile din Parlamentul României să fie benefice pentru bugetul de stat. Vâlcenilor le doresc să reziste acestor încercări care se anunță în 2021, atât din punct de vedere economic cât și social. Iar dumneavoastră, ca post de televiziune, vă urez succes în continuare pentru că faceți o muncă extraordinar de bună în folosul comunității. Ne mai gândim dacă plecăm și ne luăm Bocceaua și eu și colegul meu din regie. Sperăm, așteptăm mai mult lobby. Mulțumesc pentru participare, consilierul județean Vâlcea Adrian Bușu, colega mea Madalina Ivan. Vă mulțumesc și noastră, dragi prieteni, că sunteți care fiecare dată alături de noi și pe Accent TV. Rămâneți alături de programele noastre, dar nu uitați și de muzica bună pe care o difuzăm de fiecare dată pentru dumneavoastră pe Radio Accent. O seară plăcută, să auzim mai bine.